Cutremurele din ultimele două săptămâni produse atât în Turcia și Siria cât și în România au determinat autoritățile să vină cu un plan de siguranță. La nivel național a fost lansată o campanie de informare cu privire la modul de reacție în caz de cutremur. Proiectul Fi Pregătit va putea fi promovat de fiecare instituție, astfel încât tot mai mulți români să fie pregătiți în cazul producerii unui seism. Campania de informare lansată de guvern privind măsurile de siguranță în caz de cutremur are ca obiectiv realizarea unei platforme care va cuprinde sfaturi și metode pentru a face față unui seism major. Proiectul se află încă în proces de elaborare și se dorește a fi accesibil oricărui cetățean din România. Până la finalizarea proiectului Fi Pregătit, ne putem informa accesând site-ul Departamentului pentru Situații de Urgență, rubrica Nu tremur la cutremur unde putem găsi materiale video cu reguli generale de comportament în caz de cutremur. De asemenea, persoanele care folosesc telefoane mobile cu sistem Android pot primi o alertă de cutremur și de pe un serviciu gratuit, numit Android Earthquake Alerts. Această aplicație detectează cutremurele de pe tot globul și îi avertizează pe utilizatorii Android de producerea unui cutremur în zona în care se află. Telefoanele detectează mișcarea pământului și transmit semnalul de avertizare cu informații despre magnitudinea și locul seismului. Pentru a accesa acest serviciu, trebuie să intrăm în setările telefonului la secțiunea Siguranță și Urgențe. Accesăm alertă cu tremur și bifăm primire alerte.